Da, este o ușurare, mai ales după ce joci primul meci, primul tur, pe tablou principal. Ușor-ușor încep să-ți intri în mână. Tocmai ce am terminat meciul, eu sunt deja la al treilea meci în turneu. A trebuit să joc și două tururi de calificări pentru că nu am fost înscris pe liste și atunci am primit o invitație, am cerut o invitație și am primit-o de la organizatori și le mulțumesc pentru acest lucru. Sper în continuare să confirm și să urc cât mai mult pe tablou, să vedem. Astăzi ai jucat așa cum te-ai fi așteptat? Da, știam ce am de făcut astăzi, cum cunoșteam adversarul, am fost și partener de dublu în anumite turnee, deci ne știm foarte bine, știam la ce să mă aștept și știam că dacă o să fac ceea ce îmi propun pe teren, o să reușesc să câștig. Dintre români ești unul dintre cei mai bine cotați. Până unde sper să ajungi la Vitality Open? Îmi doresc cu siguranță să câștig turneu. Acum depinde, vom juca, adică voi juca de la meci la meci, sper să joc din ce în ce mai bine și să fac o performanță mai bună decât anul trecut. Anul trecut m-am oprit în semifinală. Anul acesta sper să merg mai departe, mai sus de atât. De la ediția de anul trecut, ce ai mai făcut în ultimul an? De la ediția de anul trecut, am câștigat un turneu Futures la Focșani anul trecut, un sfert de final la Challenger la Brașov, în septembrie, care din păcate anul acesta nu se mai ține. După care în septembrie, din păcate, am fost accidentat, am făcut o întorsă și a trebuit să stau 2 luni de zile, nu am jucat niciun concurs. În rest am mai făcut finală la un turneu în Croația, semifinală săptămâna trecută la Pitești, că a fost turneu și acolo. Și cu 2 săptămâni în urmă, 2 semifinale în Bulgaria. Deci sunt într-o perioadă destul de bună, sper să depășesc faza asta semifinalelor și să joc final aici. Să confirme aici, dintre adversarii pe care i-ai la curtea de azi și care ți se pare cel mai periculos, să-i spun. E greu de zis, fiecare joacă destul de bine, fiecare are stilul lui, e tot timpul o provocare nouă, eu îmi propun să joc eu foarte bine, să fac ceea ce îmi propun pe teren în fiecare meci și cred că dacă asta voi reuși să o fac destul de bine, am șanse foarte mari să ajung până în finală. Care este punctul tău forte atunci când joci tenis? Lovitura ta preferată, să spun? N-aș putea spune că e neapărat o lovitură preferată, în schimb îmi place să joc destul de repede, să joc destul de iute, să stau aproape de linia de fund, să controlez jocul și cred că asta îi pune dificultate pe adversari, să le iau din timpul de joc și să mă impun prin viteză.